Domnule primar, dacă aveți dumneavoastră noutăți în comună, ce mai lucrați, ce proiecte ați mai dus la îndeplinire, dacă ați semnat cu Consiliul Județean pe PNDL 1, 2, 5, 9, câte ori fi și pentru ce investiții? Sigur că da, chiar ieri, pe data de 15-11-2017, am semnat un contract pentru modernizare de drumuri de interes local în satul Cordon și în comuna Cordon, un obiectiv în valoare de 8,5 milioane de lei. Acest obiectiv are ca și prioritate modernizarea 24 de străzi din comuna Cordon. Aș dori să le spun, dar nu cred că am capacitatea să denumesc 24 de străzi, toate străzile care sunt în proiect. Este clar acum la ora actuală că începând din anul 2018 vom demara în satul Cordon un amplu proiect de dezvoltare. Astăzi avem termen și la Curtea de Apel, sperăm să finalizăm procedurile cu achiziția la obiectivul de canalizare din satul Cordon. Vom începe lucrările la partea de achiziții la aceste drumuri. Sperăm ca din primăvara anului 2018 să demarăm acest proiect amplu pentru satul Cordon și nu numai, sperăm că pe viitor și pentru celelalte sate să începem lucrările. Domnule primar, sunteți PNL politic. Consiliul Județean e majoritar PSD. Ați simțit vreo umbră de, să spunem, contre politice vis-a-vis de aceste contracte de semnări? Dacă mă rezum la comunitatea pe care eu o păstoresc, nu am simțit nicio contră la acest capitol. Este clar că toți doream mai mult, dar eu pot să spun că mulțumesc tuturor care au sprijinit, tuturor persoanelor care au avut o contribuție la implementarea acestui proiect, la semnarea contractului de finanțare. Nu pot să spun că am avut contre la acest capitol. Dacă ați fi făcut mai multe proiecte, credeți că ar fi intrat la finanțare mai multe investiții? Dacă nu am făcut proiectele, nu pot să-mi dau seama dacă intrau sau nu intrau la finanțare. Cert este că am avut două proiecte la finanțare, din care unul a fost avizat favorabil. Și celălalt, despre ce e vorba? Și celălalt este vorba de înființarea sistemului de apă și canalizare menajeră din satul Pildești. Dar acolo situația era una mai complexă, în sensul în care acest proiect era și pe masterplanul județului Neamț și lucrurile nu erau foarte clare la acel capitol. Nu erau foarte clare. Încet, încet am clarificat lucrurile, am solicitat să începem noi acest proiect acolo. Vom începe noi, urmând ca acest proiect să se finalizeze odată cu implementarea programului operațional infrastructură mare la nivelul județului Neamț. Am înțeles. Suntem în prag de iarnă. Ați finalizat anumite proiecte sau măcar le-ați băgat, să spunem, în conservare până în primăvară? Urmează. Suntem în prag de iarnă, încă nu a dat iarna, încă se mai lucrează pe anumite proiecte pe care le avem. Anumite proiecte sunt conservate, așa cum ați zis și dumneavoastră, dar cele mai multe proiecte urmează să fie începute în primăvara anului 2018. Școala din Pildești? Ați terminat acolo lucrările? Am făcut și în școala din Pildești cursul anului lucrări de modernizare, în sensul în care am dotat școala din Pildești cu monitorizare video, în sensul în care am făcut o amenajare sistematică în curtea școlii. Școala din Pildești, cred că acum la ora actuală, arată extraordinar. Tot în anul în curs am demarat lucrări de modernizare și la școala din Cordon. Am modernizat în interiorul școlii și școala din Cordon tot în acest an, în 2017. Am terminat lucrările la ambele școli. Întotdeauna mai există ceva de făcut, indiferent de cât de mult am face noi acum la ora actuală. Dacă ați trage linie la finalul acestui an, sunteți mulțumit de cum s-a mișcat activitatea, nu pot spune de activitatea dumneavoastră, de cum s-au mișcat lucrurile în comună? Pot să spun că sunt acum la ora actuală foarte mulțumit de activitatea pe care am, de programul de investiții pe care l-am demarat în cursul acestui an, mai ales că în cursul anului am demarat și depus trei proiecte de investiții pe fonduri europene.
Am demarat două proiecte de investiții pe fonduri guvernamentale și încă vreo câteva proiecte pe buget local. Sunt mulțumit în sensul în care voi avea în cursul anului 2018 un șantier masiv în toată comuna, în toate cele trei sate componente, pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, am dorit ca să fiu foarte echilibrat în ceea ce privește investițiile la nivelul fiecărei comunități, componente ale comunei. Noi vă spuneam să aveți spor la treabă, dacă încă mai lucrați, și spor la scris proiecte. Mulțumesc! Întotdeauna mai este ceva de făcut. Niciodată nu se termină treaba. Doamne ajută! Doamne ajută!